Da, am ochelari. Bună ziua, declar deschisă ședința din data de astăzi. Doamna președintă, grupul UNEPR, înainte de începerea ședinței, vrea să mulțumesc domnului viceprimar Dan Cristian Popescu pentru deschiderea oferită discuției pe marginea principalelor proiecte de pe ordinea de zi de astăzi, oferită grupului UNEPR. Pentru a nu se înțelege greșit, grupul UNEPR din Consiliul Local declară că se arată tot timpul deschis conducerii administrației locale pentru discuții deschise, totul în ideea maximizării procesului decizional spre interesul public. Vă mulțumesc! Doamna secretar. Bună ziua! Permiteți-mi să fac cunoscută prezența consilierilor locali la această ședință ordinară din 2 august 2017. Dintr-un număr de 27 de consilieri, sunt prezenți 25, lipsește motivat domnul militaru Marian Cătălin, care are o solicitare în acest sens, lipsește deocamdată domnul Andrei Robert Alexandru, demotivat. Probabil e pe drum, după cum a spus domnul viceprimar. Mulțumim, deci suntem 26 de consilieri. 25. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Procesul verbal al ședinței anterioare. Procesul verbal al ședinței anterioare. Încă un vot, vă rog. A votat toată lumea? Mulțumesc. Vă supun atenție ordinea de zi a ședinței de Consiliu cu completări și amendamentele transmise. E nevoie să le mai citesc o dată sau le știți? Bine, mulțumesc. Supun la vot. Doamna președintă, am și o rugăminte. La sfârșit aș dori, dacă se poate, nu știu dacă acum trebuie să anunț sau nu, am niște interpelări. Deci aș vrea, după ce terminăm de votat, cu aprobarea colegilor, am câteva interpelări, dacă se poate. Da, bineînțeles. Mulțumim. Vă mulțumesc mult. Supun la vot proiectul numărul 2 al ordinei de zi. Supun la vot ordinea de zi, mă scuzați. Completările și amendamentele transmise. Au votat 26, mulțumesc. Supun la vot proiectul numărul 2. Începem votarea. Comisia juridică și cea de buget, dacă aveți... La fel la Comisia de buget, favorabil. Mulțumesc.
Mulțumesc, proiectul a trecut. Supun la vot proiectul numărul 3. Comisia de buget și cea juridică. Aviz favorabil, da. La buget. Doamna președinte, ce votăm acum? Proiectul numărul 3. Păi, am trecut deja la vot, aveam o întrebare. Oricum. Este voi împotrivă 2. 2 votăm la fel. A, bine, voi abțineri. De 3 terenurile neînglijite. La fel. Deci. Proiectul a trecut, mulțumesc. Proiectul numărul 4. Da, doamna președinte, se poate interpelare. Vă rog să citiți proiectele, când la ce se referă proiect. Proiectele 3 și 4, aș vrea să pun o întrebare. Cum e posibil să modificăm două acte normative la o lună de zile după ce ele au fost elaborate? E vorba de proiectul numărul 3, privind impozitarea pentru clădiri și respectiv proiectul numărul 4, impozitarea privind mărirea impozitelor pentru terenuri. Ultima dată le-am aprobat pe 30 iunie 2017. După o lună, noi le aprobăm din nou. Poate să răspundă cineva? Da, vă rog. Nu se aprobă din nou, se aprobă condițiile și modificări privind cuvintele din hotărâre. O eroare. Da, am văzut la proiectul 4, în loc de clădire neîndreținută, acum apare clădire neîngrijită. Este o eroare materială foarte importantă. Am înțeles. Menționez că noi data trecută am votat împotrivă. De data aceasta ne vom abține ca să nu fim... Să fim la fel de riguroși. Toată lumea a votat pentru, noi o să ne abținem. Cu toată dragostea, domnul Ilescu. Am înțeles. Supun la vot proiectul. Numărul 4. Încă un vot, vă rog. Mulțumesc. Proiectul a trecut. Okay, o să dau citire, vă e mai ușor așa? Bine. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL sector 2, numărul 16 din 2017, privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul sectorului 2 al municipiului București, începând cu anul școlar 2017-2018, astfel cum a fost modificată prin HCL sector 2, numărul 50-2017, inițiator Toader Mugur Mihai, primarul sectorului 2 al municipiului București. Mulțumesc. Are cineva un amendament sau o interpelare?
Supun la vot proiectul. Din 26 au votat 26, proiectul a trecut, mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Sector 2, numărul 49 din 2005, privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen lung de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, inițiator Toader Mugur Mihai, primarul Sectorului 2. Avizul Comisiei Juridice și de Buget? La Comisia Juridică aviz favorabil și la bugetul la fel favorabil. Am și o interpelare la acest proiect. Întrebarea mea este, din ce am văzut, s-a renegociat acest credit luat în 2002, este o dobândă 2005, este o dobândă mai avantajoasă, dar se puteau găsi și alte metode, eventual o refinanțare părea mai avantajoasă? Am purtat discuții cu mai multe unități și instituții bancare. Pe de altă parte, în contractul încheiat în anul 2005 este stipulat că o refinanțare dintr-un alt credit bancar, deci este stipulat dintr-un alt credit bancar, ar supune suma datorată la un comision de 2%. Iar suma datorată în momentul de față sumează 150 de milioane. Și din analiza comparativă cu celelalte oferte de la celelalte bănci, aceasta este cea mai favorabilă în momentul de față. Asta ar, așa, în linii mari, este o scădere de dobândă cu 25%, de comision cu 80%, iar în valoare efectivă, undeva la 7 milioane de lei pe an, o diminuare. Și implicit scăderea destul de semnificativă a gradului de îndatorare a administrației locale, care este acum la un nivel, la cel mai mic nivel pe care eu îl cunosc, în comparație cu celelalte administrații și nu numai din București. Vă mulțumesc să răspund. Din calculul meu a reușit că dacă ați plătit acest comision, la o refinanțare ați ieșit mai bine, practic, pe termen lung. Poate e greșeala mea. Da, o plată de 3 milioane nu cred. V-am spus, s-au luat... Pe termen lung. Da. S-au luat în calcul absolut toate variantele și inclusiv propunerile și negocierile cu celelalte unități și instituții bancare. Mulțumesc. Mai are cineva alt amendament? Da, domnul Popescu. Da, aș fi dorit să adaug că și m-am uitat și eu pe acest contract de credit. Condițiile, într-adevăr, au fost destul de prost negociate în 2005. Ne ține captivi, într-un fel, prin acel comision de banca care a acordat inițial creditul. Cu toate acestea, propunerea mea este să votăm această reducere a dobânzii, dar să căutăm în continuare căi de a refinanța sau a ajusta acest credit. Pentru că din ce am văzut pe piață, am comparat credite pe care le au alte OAT-uri,
am găsit și o comună cu o dobândă de vreo 0.5 puncte mai jos, comuna Florești. Deci cred că putem într-adevăr să găsim soluții de îmbunătățire și de la această dobândă și comisioane. Chiar o scădere de dobândă care să acopere și acel comision, și propunerea mea este ca să încercăm să găsim un specialist sau o firmă care să reducă, să îmbunătățească condițiile acestui credit, urmând să fie plătit doar printr-o comision din ce reduc, ulterior acestei reduceri. Piața permite, deci din ce am văzut, se mai poate găsi, într-adevăr, fiind captivi BCR-ului, a trebuit să acceptăm o ofertă mai bună a lor, dar nu atât de bună pe cât ne-am dorit, clar, și pe cât ar permite piața. Mulțumesc. Da, vă rog, domnul Alexandru. Domnul primar, în concluzie, sunteți de acord, dacă se va găsi o soluție mai bună, să revenim cu un proiect, cu un nou proiect pentru această speță? Deci mai bună ca speța actuală, dacă se va găsi o soluție mai bună. În momentul de față, asta este soluția cea mai bună, să scădem și să diminuăm costurile cu 7 milioane pe an. O soluție mai bună se poate găsi într-o lună, într-un an sau în 10 ani. Asta sau nu, dacă găsim o soluție mai bună într-o lună, noi putem reveni cu un proiect? Noi acum, și eu vă supun domniilor voastre acest proiect spre aprobare pentru a semna actul adițional la contract. Răspunsul nostru este da. Întrebarea era dacă găsim într-o lună, două, un răspuns Domnul mai bun. Domnul Alexandru, dacă într-o lună, dacă într-un an găsim și găsim o soluție de diminuare, normal. Dacă găsim și bani gratis, cu atât mai bine. Nu, primar, am prelungit împrumutul cu încă 8 ani și dobânda asta mică, putem să plătim mai mult, până la urmă. Da. Asta e problema. Noi, practic, am lungit perioada împrumutului cu încă 8 ani. Și chiar dacă avem o dobândă mai mică în acest moment, toată perioada putem să avem surprize. Nu. Perioada am prelungit-o, luând în considerare, și v-am spus de la început, și scăderea gradului de îndatorare. În situația în care o altă variantă și rămâneam pe aceeași perioadă de creditare, dobânda era într-adevăr puțin mai mică. Dar făcând un echilibru și o analiză bugetară, v-am spus, am luat în considerare inclusiv scăderea gradului de îndatorare. Nu știm ce se va întâmpla cu, eu știu, de ce investiții vom avea nevoie în continuare și să avem o posibilitate și o marjă de o posibilitate de a atrage în alte fonduri pentru investiții. Poate era bine să menționăm că e vorba de un împrumut din 2005, care abia acum, în 2017, ne-am hotărât să îndreptăm anumite lucruri. N-avem ce să menționăm, că nu suntem la televizor. Dumneavoastră aveți proiectul, cunoașteți, majoritatea care sunt în sală sunt funcționari din cadrul primăriei sectorului 2 și cunosc. Da. Este un împrumut contractat în anul 2005, a fost ca linie de finanțare, a fost tras în totalitate, mai mult a fost contractat pentru infrastructură. Domnul Popescu, o întrebare. Pe cei 8 ani adiționali menținem acel comision de 2%, pentru că în mod normal n-ar fi trebuit să-l mai acceptăm. Adică îl puteam accepta doar pe perioada în care era deja, dar nu văd niciun motiv în a-l accepta pe cei 8 ani adiționali, pentru că nu prea se mai practică în piață așa ceva. E practic o legare de glie. Și propunerea mea e să nu-l acceptăm pentru cei 8 ani adiționali.
Nu știu cum s-a negociat. Eu sper că nu s-a băgat în aia 8 ani comisionul. Pentru că ar fi o condiție pe care o acceptăm suplimentar. Pot înțelege că nu putem scoate pe perioada inițială, dar pe cei 8 ani adițional nu trebuie să o acceptăm. Pentru a fi mai liberi în a refinanța în ultimii 8 ani. Mulțumesc. Da. Supun proiectul la votare. Domnul Ferăi, vă rog. Acum nu știu, s-ar putea să greșesc și îmi cer scuze, dar din câte mi-amintesc eu, nu am baza legală și aș dori aici să vă întreb. Nu s-a scos pentru ordonanță comisionul de rambursare anticipată? Da, nu e adevărat, din câte știu. Știu că nu ne-am gândit oare și la o variantă în care să mergem pe instanță. E acel comision de rambursare anticipată în condiția în care rambursarea se face dintr-un alt credit bancar, de la o altă instituție bancară. Da, mă voi noi interesa, putem nu să rambursăm anticipat și în alte condiții, dar nu are niciun sens. Am dorit să avem și noi acces la contractul inițial cu BCR-ul, dacă se poate. Are altcineva interpelare la acest proiect? Dacă nu, mergem la proiectul numărul 7. Supunem la vot, să începem votarea. Ok, domnul Popescu, vă rog. Ok, aștept răspunsul. N-aveți microfonul deschis. Mai lipsește un vot, vă rog. Mulțumesc, proiectul a trecut. Au votat 26 din 26, proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență, Persoane și Stare Civilă sector 2. Inițiator, Toader Mugur Mihai. Avizele de specialitate? La Comisia Juridică, proiectul numărul 7 a avut 3 voturi împotrivă și o abținere. A avut un vot negativ în Comisia Juridică. Da, domnul Popescu, vă rog. Domnule, a depus un amendament scris. Păi nu e decât cea juridică. Am înțeles. Am un amendament la proiectul numărul 7. Propun scoaterea din organigrama funcției de administrator public și scoaterea din ROFA prevederilor privind atribuțiile administratorului public. Mulțumesc mult. Vi-l depun și în scris. Și vă rog să-l supuneți la vot. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Nu știu, aș dori și eu așa o mică motivare și un argument pertinent. Este de fapt și este regulamentul de organizare și funcționare a executivului. Este o îmbunătățire de structură a managementului acestei instituții. V-am spus, efectiv, un argument pertinent. Am văzut pe site-uri de socializare că, vezi, doamne, administrația publică din sectorul 2 nu poate să conducă și să aibă o viziune de ansamblu.
Vreau să vă spun că în, aproape în totalitate în România, municipiile și nu numai, și marile orașe, municipiile și comunele au această funcție în organigrama dânșilor. Toate primăriile de orașe mari, unde conducerea este asigurată de primari din Partidul Național Liberal, absolut toate au această funcție. Nu văd care este rațiunea și care este, v-am spus, minimul argument. Minim. Să mă repet, am discutat pe marginea acestui punct de foarte multe ori, chiar la ultima ședință mi-am argumentat și este timpul colegilor. Propun supunerea la vot. Mulțumesc mult. Dacă deci, îmi permiteți, supun la vot amendamentul, doamna președintă. Mulțumesc. O să vă rețin un minut. Vreau să vă spun că dacă acum un an ar fi venit domnul primar cu această propunere de administrator public local, aș fi fost de acord cu ea. Și vă și spun motivele pentru care, acum un an, credeam că avem nevoie de acest administrator. Aveam un primar nou, aveam un secretar general nou, aveam partide noi în Consiliul Local, aveam consilieri foarte mulți noi. Drept exemplu, Partidul Național Liberal, din 6 consilieri, 5 erau oameni noi. Aveam emoții foarte mari. Din fericire, îl felicit pe domnul primar pentru că a deschis ușile instituției și fiecare dintre noi am reușit să ne facem datoria. Îl felicit pe domnul viceprimar pentru competiția pe care a creat-o între noi, comisiile de specialitate. Sunt la al treilea mandat. În celelalte două mandate, comisiile de specialitate nu existau. Directorii de direcții nu ne dădeau niciun fel de atenție. Și vă dau un singur exemplu. Am venit la consiliere, am lucrat-o pe Flori acum 5 ani, vreau să vorbesc cu un director de direcție pe o anumită problemă. A ridicat telefonul, a sunat la direcția respectivă și de acolo i s-a spus, ne pare rău, directorii nu au ce să caute în sala consilierilor, doamna consilier să coboare jos la relații cu publicul și acolo va veni să discute. Deci eu, consilier la al doilea mandat, a trebuit să cobor jos, să stau de vorbă cu un director de direcție, ceea ce este nepermis. Vreau să vă felicit pe toți dintre dumneavoastră. La început ați bâșbâit, ați învățat foarte repede, un lucru care pe mine m-a surprins foarte mult. Și ăsta este doar meritul dumneavoastră. Ați intrat foarte repede în haina de consilier. În momentul de față, domnul primar, aveți 27 de administratori publici, oameni care știu ce trebuie să facă. Ei sunt cei pe care cetățeanul i-a trimis să facă administrație publică locală. Nu avem nevoie de încă un administrator public cu altă structură sub el, cu alte reguli, să vină să ne spună ce trebuie să facem. Cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți expertiză pe un anumit domeniu. Vă rog să ne puneți la treabă și o să vă demonstrăm că suntem în stare să administrăm acest sector așa cum trebuie. Vă mulțumesc. Se face o mică confuzie. Acest administrator public nu are practic legătură cu dumneavoastră ca și consilier local. Dumneavoastră sunteți deliberativul. Veți avea... În regulament există un... Nu, n-are... Nu. Bun. Nu. Este vorba de executiv. Deliberativul sunteți dumneavoastră. Da. Și el se va supune, la fel cum mă supun și eu și domnul viceprimar. Mi-aduc aminte că la ultima ședință sau la penultima este vorba de managementul executivului, da. Executiv. Și avem nevoie de acest manager. Avem nevoie, avem în următoarea perioadă, probabil în toamnă, o să fie definitivată și strategia de dezvoltare locală. Corect. Până în 2025. Sper să fie cât mai amplă și cât mai cuprinzătoare.
Avem nevoie pentru că oricum suntem puțin în întârziere, nu neapărat noi ca administrație locală în atragerea de fonduri europene. Avem deja scrise destul de multe proiecte și pe programul operațional regional și pe POCU. În permanență se deschid noi ghiduri de finanțare și avem nevoie de un management cât mai bun, cât mai structurat și pe care împreună sperăm să-l implementăm în sectorul 2. Dacă îmi permiteți, vorbim de fonduri europene. O secundă, scuză-mă, Cristi. Scuză-mă, nu deranjez prea mult în Consiliu, sper că nu dai voi astăzi. Vorbim de fonduri europene. Sunt una dintre persoanele care am accesat de câteva ori fonduri europene. Pentru asta n-a trebuit să mă angajez în companie manager. Există firme de consultanță foarte bine pregătite, pe care nu le plătim din banul public, ele se autofinanțează din proiect, nu ne costă pe noi absolut nimic să găsim aceste firme foarte bune, să le angajăm să facă proiecte pe fonduri europene pentru Consiliul Local, pentru Primăria Sectorului 2. Deci ei sunt buni și nu trebuie să mergem la cei mari cu renume sau cu obligații, ca să spunem. Eu am găsit două fătice până în 30 de ani, date dracului, pe care le scos pe ușă, sar pe geam înapoi și am reușit să atrag vreo 3 milioane și jumătate de euro până acum. Există oameni care sunt pregătiți. Nu văd de ce acel om care este extraordinar, minunat și grozav, care știe să acceseze fonduri europene, ar veni să lucreze pe un salariu de bugetar și nu și-ar face propria companie în care poate câștiga 100 de euro pe lună, ușor. Și vine la noi să ne garanteze că poate obținem sau nu obținem fonduri europene. Sunt firme specializate. Haideți să apelăm la ele. Cristi, nu vorbesc foarte mult în Consiliu, te rog eu frumos. Ok, mulțumesc. Dacă îmi permiteți, doamna președinte. Două secunde. Eficientizarea managementului executiv nu se rezumă numai la o latură, la fonduri. Eu v-am dat un exemplu. Un exemplu. Și așa ar trebui să angajezi firme pentru absolut orice activitate. Nu le plătim din bugetul local. Ele se plătesc din fondurile europene pe care le accesează. Pe noi nu ne costă nimic. Exemplu pentru programul operațional regional, nu se plătesc din fondurile pe care le accesează pentru că cheltuielile de personal nu sunt eligibile. Dar merită. Păi nu, merită să ai un angajat al tău care să implementeze pe POR. Așa putem să angajăm pe POCU, de exemplu, da, acolo cheltuielile sunt eligibile. Da, domnul Mihailă, vă rog. Am și o întrebare. Încercăm să scoatem dintr-o organigramă aprobată de ANFP o funcție pe care ei și-au dat deja ok-ul. Aș vrea să știu dacă este ok, dacă este legal acest lucru. Că bine, putem să aprobăm noi aici cam tot ce am vrea. ANFP-ul dă aviz, nu aprobare. Domnul Iliescu. Bună ziua. Dacă se aprobă organigrama cu modificări față de avizul ANFP, trebuie să solicităm ulterior un alt aviz și nu va intra în funcțiune organigrama decât după obținerea unui nou aviz. Vă amintesc că obținerea acestui aviz a durat în jur de o lună. Mulțumesc. Este perfect legal să aducem orice fel de modificare a acestei organigrame, avizul se ia ulterior. În termen de 5 zile se depune pentru aviz. Nu este nicio problemă de ordin legal. Mulțumesc. Domnul Iliescu. Mulțumesc, doamna președinte. Am o mică corectură pentru colega noastră, Gela. Dânsa a afirmat că în Consiliul trecut și în celălalt nu au funcționat comisiile. Nu puteau să nu funcționeze comisiile în ședințele de Consiliu. Cristi, deci eu personal... Păi,
Am mers să vorbesc la relații cu public. Deci nu vreau să comentez mai mult. Am propus un amendament, supuneți-l la vot. Da, nu are imediat. Și mai am o întrebare pentru colegul. Pe amendament. Am înțeles, pe amendament. Câți primari PNL au, din 1147 de primari PNL, câți au city manager în orașele mari? În toate situațiile în care Consiliul Local aferent a aprobat acest lucru. Mulțumesc. Mai are cineva? Da, domnul Fere. Bun, acum, după ce am ascultat această discuție, ca să închei într-un ton mai nostim, am o întrebare la domnia voastră. Dacă angajăm pe acest manager departamentul de resurse umane, de resurse fonduri europene, la ce ne mai folosește? Unul la mână, iar doi la mână, dacă nu o să aibă de-a face Consiliul Local, o să fie angajat persoană fizică. Ce să înțeleg acest domn? Mulțumesc. Probabil nu m-am făcut eu foarte bine înțeles, sau cel puțin pentru o parte dintre dumneavoastră, sau pentru tine. Este vorba de o activitate în aparatul executiv, dumneavoastră sunteți deliberativ. Pe de altă parte, am răspuns și colegei dumneavoastră că nu ne limităm. Am dat un exemplu cu proiectele pe fonduri europene. Deci a fost un simplu exemplu. Mă scuzați, am și un răspuns pentru Silviu. Aceea situație se întâmplă și cu ADP și piețele. Nu va întreba nimeni nimic. Supune la vot, am înțeles, fost amendamentul meu, îi răspundeți după Consiliu. Mulțumesc. Domnul viceprimar, aveți aceleași priorități și n-am dacă voie aveți să... aveți amendamente ulterior, le puneți. Lăsați nu se poate comenta sau nu se poate... Nu, în primul rând cereți voie, domnule președinte, pentru aici, a aici are dreptate. Vă dau îmi dați voie? Vă rog. Da, vă rog. Bun, deci aceea situație se întâmplă și la piețe și la ADP și la DVBL. Ce rost au cele două dacă există un coordonator? Dacă n-ați înțeles, o să vă dau și să pun la vot amendament. Vă mulțumesc pentru răspuns, foarte inteligent. Vă rog afară discuțiile astea. Să pun la vot amendamentul. Nu, supun la vot amendamentul. Din 26 au votat pentru 17, împotrivă 5, abținere 4. A trecut amendamentul. Doamna președinte, mai avem un amendament. Da, vă rog. Tot la organigramă. Domnul Iliescu, poți să prezint amendament? Vă mulțumesc. Având în vedere că serviciul de învățământ a fost scos, propun eliminarea articolului 17, și anume serviciul management situație de urgență, având în vedere că nicio primărie nu are acest serviciu, nicio primărie de la celelalte sectoare, și acest serviciu există la primăria Capitalei, citind toate atribuțiile care le are acest serviciu pe 3 pagini, în comparație cu atribuțiile pe care le are administratorul public, care sunt 3 liniuțe, am descoperit că sunt atribuțiile care erau trecute și la foișorul de foc. Mulțumesc. Management situație de urgență, articolul 17, care intră în conflict cu serviciul... Intră în conflict cu dumneavoastră și cu mentalitatea dumneavoastră. Nu are cu ce să intre în conflict. La celelalte primării nu am văzut. Pe de altă parte, ia, uitați-vă mai bine și la celelalte primării și uitați-vă că au început și își fac serviciu pentru situații de urgență. Și o să vedeți în proxima ocazie, chiar am fost întrebat de...
de lucrul ăsta. Și la fel au desfințat și serviciul de învățământ? Poftim? Serviciul de învățământ și l-au desfințat? Vă întreb. Da, o să fie cu totul. Nu văd nimic. Nu, Adrian, City Manager, ați văzut la celelalte primării? Vă rog, nu vorbiți fără să... Doamna președinte, îmi permiteți? Da, vă rog. Dublează activitatea ei sub București. Cred că deja avem un argument mai mult decât puternic. Vă mulțumim. Are cineva ceva de spus la acest amendament? La cel propus de domnul Adrian Alexandru. Mai are cineva ceva de comentat? Bun, atunci supun la vot amendamentului dumnealui. Vă rog. Sunt șeful serviciului în cauză, Iancu Marine, numele meu. Bineînțeles că dumneavoastră ați înființat acest serviciu prin hotărâre, dumneavoastră îl puteți și desființa. În niciun caz însă nu dublează activitatea ISU. N-are nicio legătură, pentru că nu ISU răspunde de atribuțiile pe care le are primarul și Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Nu ISU. Deci nu ISU le rezolvă, ISU vine și le controlează dacă se execută sau nu, drept pentru care în luna martie a fost un control și toate celelalte primării au fost amendate, în afară de primăria sectorului 2. Astăzi a fost un exercițiu de înștiințare alarmare. A fost singurul sector în care televiziunile și-au găsit locul de relatare, pentru că aici funcționează. Dacă doriți să nu mai funcționeze, dumneavoastră hotărâți, dar rămân neacoperite zone extrem, extrem de importante pentru siguranța cetățeanului. Mulțumesc. Noroc că avem voluntari care ne ajută. Da, asta este, chiar este un noroc. Da. Supun la vot amendamentul domnului Adrian Alexandru. Și veți deci știți și dumneavoastră că fiecare răspunde pentru votul pe care îl dă. Iar cu lucrurile astea, încă o dată, mă repet, nu prea este de joacă. Domnule primar, cu tot respectul, nu vreau să fiu... Domnule primar, astăzi am primit telefon, da? Avem de la colegi, avem tânăra de 35 de ani, de tânăra liceului. Astăzi a făcut un profesor, coleg, profesor de fizică în București, a murit recent. În momentul în care o să văd la noi un sistem de... un serviciu pentru învățământ, care tratează problemele de management cu școli, atunci o să discutăm și de situația urea. Cheltuim banii aiurea pentru sirene și nu luăm în calcul problemele care ar. Învățământ trebuie să o prioritate zero. Din 26 au votat pentru 17, împotrivă 5, abținere 4. Propun proiectul de hotărâre numărul 7 cu cele două amendamente. Până să votați proiectul de hotărâre numărul 7, retrag proiectul de hotărâre numărul 7. Exact, se poate. Până în momentul în care votați... A început votul. N-a început încă votul, domnul Feroiu. Președința anunța votul numărul 7, au fost votate doar amendamentele. Ansamblu poate fi retras de către executiv. Dacă nu a început procedura de vot, greșesc cu ceva? Nu, dumneavoastră ați aprobat și ați votat niște amendamente. Nu, vă rog, s-au votat doar amendamentele, nu proiectul în sine. S-a înțeles greșit? Începuse procedura de vot pe proiect cu amendamente. Eu am este votat deschisă personal. Procedura de vot, uitați-vă pe tabelă.
vă rog să nu mai induceți în eroare consilierii. Diferent, sunt voturi, poate fi retras. Deci nu poate fi retras după începerea votului. Mai uitați-vă o dată la casetă, s-a anunțat în supunerea la vot de către președintele ședință. A întregului proiect cu cele două amendamente și s-a deschis procedura de vot. Își asumă cineva încălcarea legii, doamna Niță? Mos, alta, tonul mai jos, da? Mulțumesc. Dacă veți observa, probabil și în preluarea video acestei ședințe, nici măcar nu a fost terminat de citit proiectul. Deci înainte de a se da, de a se deschide votul, domnul primar și-a retras proiectul. Este dreptul inițiatorului să-și retragă proiectul de pe ordinea de zi. Prin urmare, dumneavoastră nu veți putea vota sau nu veți putea, nu se poate elabora sau adopta un proiect în condițiile în care inițiatorul l-a retras. Deci în acest moment proiectul nu mai există pe ordinea de zi ca urmare a retragerii. Și amendamentele dumneavoastră rămân ca atare consemnate în procesul verbal, dar nu mai sunt atașate niciunui proiect pentru că acesta a fost retras. Data următoare probabil vor fi reluate, resusținute. Mulțumesc. Doamna Niță, să înțelegem că nici primele patru proiecte care nu s-a dat, la care nu s-a dat citire textului sunt retrase? Nu s-a făcut nicio mențiune. Am înțeles. După ce s-a anunțat că începe procedura de vot, retragem proiectul. Este dreptul inițiatorului, vă mulțumesc. Comentariile nu sunt de prisos acum. Doamna Niță, n-am înțeles. După ce s-a început procedura de vot pe acest proiect, se poate retrage un proiect? Asta e întrebarea mea. Noi suntem la proiectul numărul 7. Îl discutam. Mi-am expus anterior punctul de vedere. Înainte de a se supune la vot, domnul primar a retras proiectul. Doamna a încercat să supună. Deci nici măcar n-a terminat proiectul de citit. Doamna, nu este adevărat. Doamna Antea Raeș a spus, vă supun la vot proiectul, după care a luat cuvântul domnul primar. Dați filmul înapoi. Chiar erau și trei voturi exprimate deja pe tabelă. Personal am votat, era votul meu acolo. Deci vă rog să nu mai mințiți consilierii. Domnule viceprimar, este un lucru foarte urât, așa considerați, dar la noi pe tabele nu erau deschise. Nu mințiți cu nimic. Îmi pare rău. Nu știu pe ce butoane îmi pare rău, domnul consilier. Am votat ce? Nu știu pe ce butoane ați apăsat dumneavoastră. Pe niște butoane virtuale. Domnule Feroiu, dar la noi nu erau deschise, nu pulpea niciun beculeț. Domnul Beldeanu, hai să nu ne prostim, că nu-i frumos. Liniște, vă rog. Chiar nu ne prostim. Liniște, vă rog. Absolut deloc. Am supus la vot cele două amendamente. Într-adevăr, am citit că doresc să se voteze proiectul, dar domnul primar a retras proiectul. Nu s-a apucat. Președintele ședinței are dreptul de a tranșa această problemă. Deci președintele conduce ședința și dânsa va lua decizia. Indiferent de acest lucru, inițiatorul are dreptul să-și retragă proiectul. Nu este legal să se oprească votul. Nu se poate retrage după începerea votului. Dacă doamna președinte cere acest lucru, este ilegal. A fost votat, domnule viceprimar, proiectul. Dați filmul înapoi, doamna secretar. Proiectul ar fi fost votat. Doamna, eu am votat personal. Bun, v-ați grăbit dumneavoastră. Nu m-am grăbit, că nu puteam să mă grăbesc dacă nu era deschis dacă aparat. Dacă proiectul era votat, nu mai putea fi retras, dar nu, doamna, a fost votat. Aveți un vot, domnule, n-aveți nimic. Doamna, păi n-avem pentru că s-a închis acum tabela, doamne. Cum se putea grăbi dacă noi nu aveam deschisă procedura de vot? Și eu mă grăbesc acum și nu mai pot să votez. Stimate coleg, nu aveam. Vă rog frumos, proiectul va fi probabil luna viitoare, aveți timp să gândiți până atunci ce decizii să iau sau nu, de ce amendamente. Comand să parcurge și toată legislația în domeniul situațiilor de urgență. Veți regăsi acolo atribuții importante ale dumneavoastră, atribuții pe care și le-a exercitat până la momentul acesta numai domnul primar în domeniul situațiilor de urgență. Veți vedea responsabilitățile și, Doamne ferește, să se întâmple o situație de urgență în acest context. Vă mulțumesc. Vă rog frumos, proiectul a fost numărul 7, a fost retras de pe ordinea de zi. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, legea 215 spune destul de clar. Cel care inițiază un proiect este primarul sectorului. Cel care poate să-l retragă este primarul sectorului. Și a fost o chestie foarte simplă, proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea organigramei a fost retras.
E simplu ca bună ziua. Nu, nu văd de ce așa să zic. Dacă a fost retras. Este o bătaie de joc la adresa Consiliului Local. S-a spus și avem filmul, este înregistrat. Se supune la vot proiectul cu cele două amendamente. După care s-a deschis votul. O parte dintre colegi, printre care și eu, am votat. Deci este un lucru extrem de urât. Suntem mințiți în față. S-a deconectat aparatul. Stați puțin, stați. Eu nu zic că nu... Vom merge până în pânzele albe, vă garantez. Este o mare bătaie de joc ceea ce faceți aici. Deci, atențiune. Doamna președinte, vă rog să reconsiderați opinia, cer pauză și nu mergeți pe un lucru ilegal. Vă rog mult de tot. Deci la noi nu era, domnul viceprimar, la noi nu era deschis votul. Pe cuvânt de onoare. Și eu cum am votat? Uite, o să pun o poză pe Facebook, că tot sunt urmărit. Acum, vă dau domnul Feroiu, cu poză ne ocupăm cu toții. Nu se poate deschide parțial votul. Deci eu nu sunt mincinos, eu am văzut că erau 3 voturi și 2 și atunci, deci erau acolo. Deci eu nu pot să zic ceva. Deci a fost deschis votul sau nu? Deci atenție. Dar 5 voturi, ce înseamnă? Dar era probabil acel cu amendamentul. Asta m-a... Amendamentul a fost înainte. Amendamentul a fost 17-54. Exact, la amendament a fost votul exprimat. Tot așa. Domnul primar, proiectul poate fi retras indiferent dacă s-a început votarea. Votarea nu s-a terminat, corect? Ea n-a fost finalizată. Nu, stați puțin, doamna președinte, în momentul în care s-a dat drumul la vot, nu puteți să opriți exprimarea votului. Despre asta e vorba, nu că s-a terminat sau nu. Doamna președintă, ați expus o problemă cu proiectul numărul 7, în care s-a precizat clar și ați tranșat-o că a fost retras. Vă rog, treceți la următorul proiect. Supun la vot proiectul numărul 8. Doamna președinte, permiteți? Aș vrea să pun o întrebare, să-i pun o întrebare distinsului meu coleg, jurist, domnul Iliescu, îmi permiteți o întrebare? Da, dumneavoastră, îmi permiteți, având în vedere pregătirea noastră juridică. Aș vrea să știu, sunteți președintele Comisiei Juridice. Deci după ce s-a inițiat procedura de vot la un proiect, s-au prezentat amendamentele, se mai poate retrage un proiect? Desigur, pentru că... Dacă îmi permiteți, dacă inițiatorul hotărăște să retragă proiectul de hotărâre, poate fi retras. Conform în momentul în care proiectul inițiatorului a suferit modificări fundamentale care poate afecta activitatea instituției, cu siguranță că este obligat să-l retragă pentru a reanaliza. Pentru că în momentul acesta, a spus dumneavoastră, domnule viceprimar, că este o bătaie de joc pentru dumneavoastră. Eu consider și o apreciez și eu am receptat-o ca pe o bătaie de joc față de administrația locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Dumneavoastră realizați ce se va întâmpla dacă va trece un astfel de proiect? Realizați că avem niște recomandări, avem niște recomandări, politică. Nu este vorba de propaganda secretar. Doamna secretar, știam că sunteți independentă politic. Ce facem aici? Vorbim unul peste altul? Ați fost prezent la ultima ședință a Comitetului Local pentru situația. Doamna secretar, nu facem politică, sunteți independentă politică. Puteți să o lăsați. Domnul Feroiu, puteți să o lăsați pe doamna secretar să expună. Dacă mai deschideți vreodată cuvântul fără să vă dau eu voi, vă dau afară, e clar, domnul Feroiu? Trebuie să voteze colegii să mă dea afară, cu drag. Cu votul lor. Vă rog, doamna Niță. O pauză de 5 minute, vă rog.
S-au adunat toți? Au venit toți? Atenție, începem ședința. Domnule primar, vă dau cuvântul. Au intrat toți? Domnul Mihailă, vă rog. Domnul consilier. Deci executivul retrage proiectul numărul 7, proiectul numărul 8, proiectul numărul 9, proiectul numărul 10 și proiectul numărul 11. Da, domnule Popescu, vă rog. Aș vrea să vă pun o întrebare simplă, doamna președinte. La votul pentru punctul 7 cu cele două amendamente, ați anunțat sau nu, prin apăsarea butonului din dreapta, din fața noastră, începerea votului? O să vă spun înainte ca domnul primar să retragă îmi proiectul. Să răspund? Cu da sau nu? Mulțumesc. Nu e cu da sau nu. Am supus proiectul la vot, dar votarea nu s-a terminat, deci inițiatorul își poate retrage proiectul. Și l-am auzit în dreapta, domnul primar nu a apucat să deschide microfonul, că dorește să-și retragă proiectul. Cel de la IT, într-adevăr, a apăsat butonul de votare. Bun. Și are acest drept. Și dumneavoastră puteți fi în aceeași procesul situație. Procesul de vot nu a fost procesul de vot nu a fost finalizat. Să înțeleg că începuse procesul de vot în momentul în care domnul primar și-a retras proiectul. Da, corect, dar am înțeles. Vă mulțumesc mult. Procesul nefiind finalizat, am vrut să rămână înregistrat acest lucru. Are acest drept. Dar pentru mai multe lămuriri juridice, puteți să o întrebați pe doamna Niță. Vă poate lămuri mai bine. Am înțeles. E foarte bine că știm, deci, votul începuse pe proiectul numărul 7 cu cele două amendamente în momentul în care domnul primar a retras proiectul. Mulțumesc mult. Cu plăcere. Mai rămas proiectul 12 și 13. Vă rog. Da, doamna Niță, vă rog. Vreau să spun că legat de finalizarea sau nu a votului, domnul primar a fost nevoit să facă acea mențiune pentru faptul că a realizat care sunt consecințele asupra activității instituției și a anunțat. Dumneavoastră doar citați la momentul acela proiectul, nu s-a suplinit și nu s-a încheiat o procedură de vot, nu a fost aprobat vreun proiect în acest sens, astfel încât se poate ține cont de dorința inițiatorului de retragere și a se parcurge în continuare ordinea de zi. Sunteți inexactă. Începuse procedura de vot, nu citea proiectul. Anunțase, supun la vot proiectul numărul 7 cu cele două amendamente. Apăsase butonul pentru începerea votului și unii consilieri, printre care și eu, am votat. Mulțumesc. Deci nu doar citise. Să fim exacti, să nu inducem în eroare auditoriul. Domnul viceprimar, deci nu este nicio problemă. Puteți să contestați retragerea proiectului numărul 7 și... Doamna Antoneta, vă rog. Este o observație pe care o fac în sprijinul colegei mele, doamna Andreea Riș. Au fost două acțiuni care s-au întâmplat în același timp. Deci în momentul în care doamna președintă a anunțat deschiderea votului, în același moment domnul primar și-a retras proiectul. În secunda următoare, practic, câteva persoane grăbite au apăsat pe buton, dar acțiunile s-au întâmplat concomitent. Deci, asta este toată problema. Nu există grabă, pentru că nu poți vota decât după ce se apasă butonul. Deci nu poți să votezi înainte. S-au întâmplat acțiunile concomitent.
Deci în dreapta doamna doamnei președinte, domnul primar și-a exprimat dorința de a-și retrage proiectul în același moment în care dânsa rostea fraza de începere a votului. Credeți că este normal ca să se voteze și când, dacă vedem că pică un, sau trece un proiect înainte de ultimul vot retras sau nu? Doamna președinte, normal? Facem polemică. Scuzați-mă. Cred că este foarte neelegant să urmăriți un coleg care este în acest moment președinte și să-l urmăriți, să-l hăituiți acum pentru o situație pe care ați înțeles-o. Deci s-au întâmplat concomitent niște acțiuni. Drept dovadă, de la dreptate colegii noastre, erau decât 3 voturi pentru și 2 împotrivă, deci nu au apucat decât cei care s-au grăbit. Continuăm cu proiectul numărul 12, o să dau citire. Proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București pe anul 2017, inițiator Toader Mudur Mihai. Vă rog, Comisia de Buget. Comisia de Buget. Da, aviz. Mulțumesc. Are cineva interpelări sau amendamente la numărul 12? Aș vrea decât să fac niște precizări. Da, vă rog. În primul rând îi mulțumesc doamnei directoare de la Direcția Economică că ne-a pus la dispoziție datele în format editabil și având în vedere că n-am avut notele de fundamentare pe baza cărora, ăsta ne-a promis că de acum înainte o să primim în timp util și aceste note de fundamentare pe baza cărora se creează acest proiect. Și am mai stabilit un lucru la Comisia de Buget, având în vedere, aș da ca exemplu, avem aici o suplimentare de cheltuieli cu bunul servicii cu suma de 400.000 de lei. Am înțeles că 300.000 de lei sunt pentru niște contracte de consultanță pentru contractul BEI, împrumutul BEI la primul lot de reabilitare. Și toată lumea a fost de acord că când o să mai avem o situație asemănătoare, să avem o discuție înainte cu domnul Druc pe această speță. De acord, domnul, aș vrea să-l întreb pe domnul Druc dacă este de acord. Chiar dorim să ne prezinte o situație exactă înainte de următoarea rectificare bugetară. Domnul Druc? Sunt de acord, dar actul adițional la contractul de finanțare nu este la mine, la Direcția Achiziții, dar pe programul de reabilitare, oricând, dacă mă chemați, stăm, deci cred că am mai și vorbit cu fiecare în parte, fără probleme. Dacă sunteți de acord cu răspunsul meu. A, deși cu noastră și cu cei de la achiziții, nicio problemă. Cu cine doriți. Da, mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Da, domnule primar. Da, domnul Alexandru, faceți o solicitare scrisă și vor să vină să vă dea detaliile. Nu, o să o facem în cadrul comisiei. De acord, o să facem o solicitare scrisă. Aș vrea să menționez că sunt deja directori noi de la alte direcții care vin, fără să-i mai chemăm, vin să-și prezinte proiectul. Am înțeles, domnul primar, nu e nevoie să ridicați tonul. Deci de acum încolo, ca să vină ceva, trebuie să facem solicitări scrise. Am înțeles. Mai are cineva interpelări sau amendamente la numărul 12? Bun. Dacă nu, supun la vot proiectul numărul 12. Încă un vot, vă rog.
Din 26 au votat 26, proiectul a trecut. Proiectul numărul 13, o să dau citire. Proiect de hotărâre pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației Sport Club Juventus București, începând cu anul sportiv competițional 2017-2018, inițiator Toader Mugur Mihai. Are amendamente? Fac un comentariu. Aș vrea să întreb și eu, doamna președintă. Da. Un moment, domnul Chiricuță a dedicat mâna întâi și după aceea dumneavoastră mulțumesc. Un foarte scurt istoric. Deci acest club a primit timp de 15 ani baza sportivă gratuit. Acum solicită 15 milioane de lei. Înțelegem că pentru 300 de copii, dacă împărțim, ar fi 10.000 de euro per copil. Și e o coincidență că firma Supercom, care sponsorizează Juventus, asigură din 99 salubritatea în sectorul 2. Ne întrebăm, așa, ca oportunitate, de ce fix acest club și care este, printr-o paralelă la sectorul 1, se dorea preluarea de către Rapid, deci de către sectorul 1 și s-a și preluat. Da, deci ce facem? Ne transformăm în manageri de fotbal? Sau, întreb așa, ca pur. Deci, de ce acest club și nu un club de altă natură? Sau? Mulțumesc! Bun, dar de ce trebuie să preluăm un club de fotbal? Adică, două secunde. Nu este vorba de preluare. O preluare a clubului, este vorba de un eventual sprijin financiar pe care putem să-l acordăm în condițiile modificării legii sportului pentru asociațiile și cluburile sportive fără scop patrimonial. Ședința trecută a fost domnul președinte aici și v-a expus așa ca o informare, solicitarea dânsului. Solicitarea dânsului și a clubului Juventus București, Juventus Colentina, o supunem atenției dumneavoastră. Nu am vorbit și nu se spune în acest proiect de nicio sumă de bani. Este un acord al dumneavoastră pentru a demara discuțiile și să vedem dacă se ajunge la o înțelegere. Pe de altă parte, absolut, și mă repet, absolut orice sumă de bani se va aloca, se va aloca numai cu aprobarea Consiliului Local. Mulțumesc. Domnul Bomle. Domnul Pușcaș, mă scuze. Aș vrea să întreb și eu. Sunt de acord, într-adevăr, cu ce spune domnul primar, dar sunt bani la buget și despre ce sumă este vorba? Eu sunt de acord. Nu este stabilită o sumă. E vorba de perioada competițională 2017-2018. Dacă vom avea resurse anul ăsta... Ar trebui să avem? Ar trebui sau... să-i ajutăm. Și dacă putem să-i ajutăm, îi ajutăm. Dacă nu, vedem anul viitor sau în funcție de cum stabiliți dumneavoastră. Mulțumesc. Da, vă rog. Această hotărâre de... Acest proiect de hotărâre al Consiliului Local nu implică nici o susținere deocamdată financiară. Este un acord cadru între Consiliul Local, Primărie Recte și Clubul de Fotbal Juventus. Dacă noi vom aloca și vom ajuta Clubul Juventus, cum prevede legea, nu numai Clubul Juventus, toate activitățile sportive din sectorul 2, pentru a face performanță, legea spune clar că până la 5% din bugetul local. Acest proiect de hotărâre, încă o dată vă spun, pentru cei care... aș citi și știți, marea majoritate dintre dumneavoastră, nu prevede nicio implicare financiară astăzi, acum, la această oră, acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Doamna? Să adaug că o eventuală susținere financiară se va face tot printr-o rectificare bugetară în Consiliul Local. Deci, în baza acestui punct, nu se poate face discreționar. Greșesc? Formularea
Și implicit vor fi revăzute și se vor vedea sumele respective în această rectificare, domnul viceprimar. Vor fi revăzute sumele. Vreau să-i spun și eu ceva colegului, doamna președinte. Nu este clubul care a fost luat ca favor așa pentru a fi sponsorizat de către noi. Orice club care se află pe raza sectorului 2 și solicită, noi o să avem în vedere și o să discutăm și o să aprobăm și acolo. Mai există și clubul sport din numărul 2, mai există și alte cluburi. Da, domnul Alexandru, vă rog. Aș vrea să menționez că este vorba de un proiect care a fost pus pe linia suplimentară ieri. Și în la acest proiect este atașat o cerere la care la pagina 4 spune negru pe alb, e vorba despre 15 milioane de lei pentru 300 de copii, adică 10.000 de euro pentru fiecare copil. Întrebarea mea era, n-ar fi mai bine să analizăm care sunt toate cluburile de sport din sectorul nostru, să facem o ofertă, o invitație pentru ei la discuții, să vedem despre ce e vorba, pentru că discutăm cu primii veniți și următorii. O să spun, domnule, nu știm, n-am fost informați, n-am fost anunțați. N-ar fi bine să facem întâi o analiză a cluburilor de sport din acest sector și în funcție de performanțe și realizările lor să stabilim o anumită colaborare cu ei. Și să nu creăm diferențe între copiii care fac sport în sectorul 2. Un scurt exemplu. CSS2-ul are baza de not distrusă, cea de la Obor, în spatele gării, din 2008, dacă nu mă înșel, și este singurul spațiu. Vorbim de două secunde. Da, vorbim de legea sportului, care a fost modificată în martie-aprilie anul acesta. CSS2 și CS Dinamo sunt cluburi sportive școlare care activează sub patronajul Ministerului Învățământului. Prin amendarea legii sportului, s-a permis administrațiilor locale să financeze cluburile sportive care nu au scop patrimonial, nu cluburi departamentale. Deci, momentan, așa cum înțeleg eu legea, noi nu putem să sponsorizăm FC Dinamo. Da, da, aici e vorba despre Supercom. Supercom a avut profit în 2016 exact suma asta, de 15 milioane. Deci noi punem problema acum, primii cu care discutăm, exact aceeași companie cu care ia bani publici. Și noi încă nu știm cum se face curățenie în acest sector. Nu s-a lămurit problema cu licitația, cum are contractul Supercom cu primăria noastră. Și deja ne grăbim să colaborăm cu aceeași firmă care noi până acum nu ne-am întâlnit. Asta e problema. Domnul Alexandru, vedeți că aveți consilieri generali la Primăria Municipiului București și puteți să cereți contractul care a fost cu Supercom, făcut acum 110 ani. Cu toată dragostea, domnul Iliescu, vă informez că noi am aprobat bugetul pe acest an, nouă ni s-a prezentat decât un act adițional acest contract, care într-adevăr este făcut de la Primăria Capitalei, și acela contract adițional a fost decât pentru dezăpăzirea din această iarnă. Pentru 2017 noi n-am primit nimic legat de ce se face, da? Urmează să țină iară o nouă licitație privind curățenia. Asta era întrebare. București. Când se face? Deci, se va face o nouă licitație. Când se face licitație? Deci noi punem problema ca să dăm bani la o companie care ne tratează cum ne tratează, dar ne grăbim să-i ajutăm primii cu o sumă foarte mare. Repet, e vorba de 10.000 de euro pentru fiecare copil. Asta se scrie în cererea lor. Și e vorba de o companie care a avut 15 ani gratuit un teren. Tot de la primăria sectorului 2. Mai are altcineva amendamente sau interpelări? Ok. Supun la vot proiectul. A fost citit proiectul. Domnul Alexandru, mai aveți ceva de anunțat? Bine.
Încă trei voturi, vă rog. Încă două, vă rog. Încă unul. Încă un vot, vă rog. Cineva nu votează, verificați, vă rog. Eu am votat de mult. Bun, oprim votul. Din 25 au votat pentru 15, împotrivă 4, abținere 6. Ar trebui să menționăm că sunt colegi care și-au schimbat votul pe derularea. De acord. Eu zic să-i urmăriți. Păi, asta e mai important. Primar, vă informez că o să fac cereri pentru compania Supercom să ne prezinte cândva cum se desfășoară curățirea în acest sector. Mai sunt interpelări? În fața tuturor consilierilor. Da. Doamna, okay, vă rog. Am și o interpelare așa la sfârșit de ședință, care nu prea are legătură cu niciunul dintre proiectele de pe ordinea de zi. Ținând cont de faptul că în ultimele zile am avut câteva întâlniri și discuții cu diversi domni directori sau profesori din școlile de pe teritoriul sectorului 2, am aflat cu stupoare că oamenii sunt, hai să nu folosesc cuvântul, disperați, datorită faptului că este astăzi 2 august și nu s-a început niciun fel de lucrare, de reabilitare în niciuna dintre școlile sectorului 2, cel puțin cele cu care am luat eu legătura și altele asupra cărora m-am interesat prin intermediul colegilor. Știu că anul trecut, sau mai precis vara trecută, ni s-a dat argumentul sau ni s-a argumentat prin faptul că nu a avut timp nimeni sau cine trebuia să se ocupe de acest lucru pentru licitații. Din septembrie trecut până pe 2 august anul acesta, în condițiile în care într-o lună de zile începe anul școlar, aș vrea să întreb și eu, nu a avut nimeni timp să se ocupe de licitații pentru îmbunătățirea situațiilor din școlile de pe sectorul 2, din sectorul 2, care cele mai multe dintre ele arată jalnic? Am înțeles că direcția de învățământ din primărie nu mai există. Investiții în școli nu se mai fac. Au întârziat în unele instituții școlare bursele și cu câte 3 luni. Am dreptate, domnul director? 2 au întârziat. Noi ce facem aici? Ne certăm pentru tot felul de lucruri care nu au o majoră importanță pentru cetățeni și ne batem joc de copiii acestui sector? Aș vrea niște răspunsuri certe pentru aceste lucruri și aș vrea să știu și eu dacă totuși cineva se ocupă și din școle din sectorul 2. Eu am avut o discuție amiabilă și prietenească anul trecut cu conducerea primăriei sectorului 2 și mi s-a spus că în maxim un an de zile începem să ne ocupăm și noi care avem dreptul sau care putem să, nu știu, să fim băgați în seamă cu privire la ideile noastre, pentru că se pare că noi nu avem importanță pe aici în niciun fel. Mi s-a promis că se va începe lucrul și modernizarea școlilor din sectorul 2. Am ajuns să începem un alt an școlar, iar în școli să nu se întâmple nimic. Și ne ocupăm de alte lucruri. Ca să nu mai zic că tot a deschis colegul meu, pun în discuție 2 teme, colegul meu de la USR, discuția despre sector și mi se pare, nu pot să calific gestul ridicatului din umeri cu privire la curățenia din sector. Am nenumărate fotografii de pe toată raza sectorului 2 și dacă v-aș arăta, și cred că și dumneavoastră cunoașteți atunci când mergeți pe jos, câtă mizerie există în acest sector, este inuman și ar trebui să ne fie rușine pentru aceste lucruri. Eu cred că nu există, nu știu, ar trebui să găsim soluțiile împreună și ar trebui să ne așezăm cu toții la masă și să rezolvăm problemele reale ale acestui sector. Să ne așezăm cu toții la masă și să discutăm omenește unii cu ceilalți. Nu să ne jignim, nu să ne luăm peste picior unii pe ceilalți. Pentru că eu așa mă simt în aceste ședințe. Deci pentru școli, în primul rând, aș vrea un răspuns. Pentru curățenie, nu, director, cine ar vrea să răspundă?
licitația este în... licitația pentru lucrările de reparații este în curs de desfășurare. Din acum, în luna august, domnul director? Nu, ea e începută de circa două luni. Dar licitația. Asta este situația. Și lucrările licitația, când încep? Da. Când sunt copiii în instituțiile școlare, ei se duc în mizerie? Pentru că știți și dumneavoastră cum arată școlile din sector. Eu sper că vom reuși să rezolvăm problemele. În două săptămâni, mai mult, că deocamdată e o lună și ceva până începe școală. Da, eu vă informez că la foarte multe dintre instituțiile școlare, deja domnii directori au luat atitudine, au solicitat ajutorul părinților în disperare de cauză, au solicitat sponsorizări, donații și au reușit să-și rezolve oamenii cum au putut aceste probleme. Am câteva exemple foarte clare. Dar totuși ar trebui să rămână la latitudinea noastră. Este vorba de obrazul nostru în fața acestor oameni din sector și a copiilor lor. Iar pe noi nu ne interesează. Cum să începem licitația de două luni când acum două luni ar fi trebuit începute lucrările? Acum două luni a început vacanța de vară. Aș vrea un răspuns și la această întrebare. Nu chiar, n-a început de două luni vacanța de vară. Dar de când a început? Din iunie. Este vorba de o diferență de două săptămâni. De la jumătatea lui iunie. Așa. Da? Suntem la, pe 2 august. Au fost și perioadele de bacalaureat și așa mai departe, deci nu chiar așa. Deci e ceva mai devreme de când. Bacalaureatul se dă doar în licee. În școlile generale nu există astfel de examene care să ne amână astfel de decizii. În licee. Iar în ceea ce privește partea de investiții, sunt o multitudine de programe pornite la ora actuală în ceea ce privește reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ. Întrebarea mea era de ce nu s-a făcut la timp acest lucru? De ce nu s-a făcut la timp acest lucru? Asta era întrebarea. Ați avut un an de zile la dispoziție, totuși. De ce acum au început demersurile? Sau acum o lună sau acum două luni? Nu acum au început demersurile, au început mai de mult. Acum am reușit cât de cât să le finalizăm și să dăm drumul la tot ce trebuie. Răspunsul unui domn director la solicitarea mea cu privire la aceste informații a fost următorul. Ni s-a transmis să nu avem nicio speranță că se va face ceva în școli până la începutul acestui an școlar. Eu n-am comunicat nimănui așa ceva. Nu dau nume, că n-are sens. Mulțumesc oricum pentru răspunsuri. Pe mine nu mă satisfac. Dacă pe ceilalți îi satisfac aceste răspunsuri, eu n-am nimic de comentat. Vă rog. Da, aș vrea să vă transmit faptul că la Liceul Coșbuc stau de vorbă cu doamna directoare, deci îmi face plângeri această femeie de astă iarnă. Ce este acolo nu vreau să vă spun. Nu mi se pare normal, atât vreau să spun, nu mi se pare normal ca de jumătate de an să nu se poată face nimic într-un liceu. În momentul în care ni se solicită astfel de probleme, jumătate de an, nu mi se pare normal. Vă mulțumesc. Deci, din păcate, noi am avut acum misiunea de audit a Curții de Conturi, care a constatat cu totul altceva. Faptul că tot ce s-a făcut anul trecut la Liceul Coșbuc a fost distrus ca urmare a atitudinii pe care au avut-o elevii față de acel liceu. O să pun la dispoziție actul Curții de Conturi prin care prezint această situație. Da, vă rog. Îmi cer scuze, dar nu cred că da, nu are a ploua în clasă nu are, este vorba nu are de atitudinea nicio legătură, Curtea de Conturi și da, cu începerea da, anului școlar. Legătură, cu începerea anului școlar 2017-2018 nu are absolut nicio legătură, domnul director. Așa este și am spus că ceea ce înseamnă Coșbuc va fi rezolvat ca idee. Dar nu se poate la ora actuală să fie WC-urile distruse, pentru că ăsta este adevărul. Dacă mergem și vedem, o să vedem care este situația, da? Faptul că au fost niște infiltrații care au dus la umezirea ale pereților, le-am explicat care a fost cauza, vom remedia această situație, am găsit o soluție și sper să fie bună din punct de vedere tehnic și vom face lucrările ca atare ca să nu se mai întâmple așa ceva. Asta în ceea ce privește partea de infiltrații de la ploaie. Nu este adevărat că acoperișul are probleme, nu are probleme, a plouat, slavă Domnului, acum circa o lună sau trei săptămâni în prostie și nu s-a întâmplat nimic, n-a curs nicio picătură. Vă rog frumos să întrebați pe doamna directoare și pe cine e din acel liceu.
Și o să vedeți că nu asta este cauza. Este o chestie tehnică de construcție defectuoasă a anumitei părți din acoperiș la acel liceu. Nu e vorba de altceva și nu e vorba că acoperișul ar fi că... Asta s-a spus mereu, că acoperișul ăla are probleme. Nu e adevărat, acoperișul este perfect. Domnul Geagu, îmi cer scuze. Știu foarte bine despre ce este vorba acolo. Am stat de vorbă și dumneavoastră mi-ați explicat, am înțeles. Nu este vorba de acoperiș, este vorba de acele infiltrații, nu de toalete, nu la toalete mă referam, ci la acele infiltrații de care spuneți. Nu este normal să treacă jumătate de an și acest lucru să nu fie remediat. Asta vă spun și eu. Ulterior, oricum nu puteai să faci nimic în momentul în care pereții erau umezi. Acum, când într-adevăr se poate, se va face. Nu e nicio problemă. Chiar nu se putea altfel face. Deja suntem la jumătatea verii. Mulțumim, cred că problema s-a lămurit. Domnul Popescu. Aș vrea să adaug că dacă anul trecut, în vară, toamnă, mi s-a solicitat să acceptăm împărțirea bugetelor de reparații la școli, pentru fiecare școală, în pofida măsurii Curții de Conturi, care spunea să se facă o achiziție centralizată. Și până la urmă noi am acceptat, pentru că începuse deja școala. Anul acesta, nu cred că mai stă în picioare argumentul n-am avut timp, pentru că suntem deja în luna august, așa cum bine a spus domnișoara consilieră. Deci nu vom accepta o derogare de la măsura Curții de Conturi, în Consiliu mă refer, și achizițiile trebuie făcute centralizat, nu prin licitație, nu în fiecare școală în parte prin achiziție directă. Mulțumesc mult! Tocmai asta e problema. Achizițiile se fac centralizat și nici anul trecut nu s-au făcut la nivelul unităților de învățământ. Da, aș vrea să vă întreb de ce nici anul trecut nu s-au făcut, de ce s-a ajuns la ce aceste probleme făcut? Și acum. Slavă Domnului, la liceul Coșbuc, v-am spus, s-au schimbat tot parchetul, s-au zugrăvit pereții. Nu vorbesc de acele infiltrații, să știți că am vorbit foarte mult cu doamna directoare. Deci infiltrațiile au fost în iarnă, n-aveau când acum să se facă. Acum mi s-au făcut plângerile. Infiltrațiile au fost în iarnă, n-aveau când să se facă, când să se remedieze problema. Și iarna trecută au fost, domnul Geangu, nu am fost eu, e adevărat, dar au fost. Păi iarna trecută spun, asta spun și eu. Da. Deci de ce s-a ajuns până acum, din iarna lui 2015? Suntem în vara al 2016 și nu se întâmplă nimic? Iarna s-a întâmplat fenomenul ăsta. Asta și spun, nu e vorba de altceva. Și nu iarna lui 2015, doamnă Geancu. Mulțumesc, domnul cred Geancu. Că problema s-a lămurit și se poate discuta în comisie. Domnul Geancu să vină în comisie să explice mai bine despre ce... Problema trebuie urgentată, îmi cer scuze că vă întrerup. Problema trebuie urgentată și trebuie făcut ceva. Dacă mergeți în școli să vedeți cum arată, fugiți. Este incredibil. Și spun acest lucru pentru că lucrez și am spus-o tuturor acum încântare, lucrez într-o instituție școlară din sectorul 3. Nu există comparație. Am întrebat și pe domnul Geancu la un moment dat, de ce acolo s-a putut și aici nu se poate? Pentru că nu solicită directorii. Este incredibil răspunsul ăsta. Acolo n-a solicitat niciun director. Inițiativa a fost luată la nivel de primărie. N-am spus niciodată că nu există. Mie personal mi-a spus, vă rog frumos. Pare rău. A trecut cam mult timp de atunci, memoria mea nu m-a lăsat, încă funcționează destul de bine. Mai are cineva o interpelare? Da, vă rog. Deci, colega mea un pic a deschis subiectul, aș fi vrut să-l deschid la sfârșit. Într-adevăr, poate e o problemă care ne confruntăm cu ea și ne-am obișnuit. Ce spun, nu vreau să dau vina pe nimeni, vreau ca toți care suntem aici, de la toate partidele, cum să punem mână de la mână și odată să scoatem, nu știu, puțin la lumină așa, pentru că e dezastru cu gunoiul. Deci mie mi-e rușine să mai ies, cui spun că sunt consilier, mi-e și rușine, fug. Zice, domne, n-am văzut nicăieri așa sector, pe site-urile de socializare, toată lumea spune, bă frate, dacă îmi luați gunoiul, dacă îmi faceți toate... nu știu cine se ocupă cu coșurile de gunoi, pe moșilor sunt doar rămase doar vreo 2 sau 3 coșuri. Deci trebuie cumva să facem chestia asta, că nu știu, ori facem o societate a noastră care să știm să cine răspunde și pe cine luăm, ori le dăm toate la ADP, ori le ci de la cine se ocupă, să vină și să o rezolvăm. Adică nu-i nimeni de vină, dar eu zic că noi toți care suntem aici, dacă ne punem toți la o masă cu domnul primar, cu domnul vice, facem o hotărâre, facem ceva astfel încât... Deci, domne, nu se poate, credeți-mă.
Și dacă ieșiți pe stradă și spuneți că sunteți consilier, ăsta va fi primul lucru care vi-l spune. Bă, băieți, dar gunoiul ăsta ce când îl rezolvați și voi? Că suntem cel mai murdar sector din deci, zice, cum la trei să poate, cum la aia? Deci, haideți cu toții, nu știu, să punem așa mână de la mână, să uităm că suntem după la alte partide și totuși poate reușim într-o lună, două, până vine iarna, cât de cât, să igienizăm sectorul ăsta, frate, că până la urmă de pomană avem toate curate dacă copilul se duce și pune mâna pe toate mizeriile pe un parc sau pe colo sau gunoaiele aruncate pe la colțuri sau... E un lucru foarte bun că am început deja cu spațiile care, cu clădirile neîngrijite care sunt focare de infecție. Deci dacă mergem cel puțin la două, trei stăzi o casă sau un teren părăsit. Dar trebuie să ne ocupăm cumva și de trotoare și cei pe lângă coșuri și toate celelalte. Nu știu în sarcina cui sunt, dar poate un ajutor obținem totuși să facem chestia asta. Vă mulțumesc mult. Domnul Zaharia? Da, eu în primul rând vreau să vă spun că din punct de vedere tehnic se poate opri o infiltrație chiar și sub duș. Se numește injecție chimică și se face în cel mai scurt timp. Și în al doilea rând aș vrea să salut acest subiect și faptul că în sfârșit vorbim și despre copii în sectorul 2, după ce am vorbit de câini, de alei, de toate alea, numai de curățenie și de copii n-am vorbit niciodată. Vă mulțumesc. Domnul Costache. Permiteți, vă mulțumesc. Mă bucur că s-au deschis aceste subiecte legate și de școli și de curățenie și au trecut 2 ore, am analizat și votat decât 8 subiecte și stăm în continuare, domnul primar, iertați-mă că mă adresez așa mai, așa, stăm pe un subiect de city manager de câteva luni. Problema se pune fermător. Mă bucur că colegii mei au pus aceste probleme. Și să știți că ăsta este adevărul. Trebuie să luăm măsuri împreună. Dumneavoastră ar trebui să fiți alături de tot Consiliul, să nu mai facem despărțiri de genul și domnul vice și dumneavoastră, vă spun. Ambii sunteți răspunzători pentru ceea ce se întâmplă în sectorul 2. Nu vreau să vă supărați pe mine, luați-mi acum răutate, dar să știți că așa e. Nu vă dau sfaturi. Dumneavoastră și suntem colegi de ani de zile împreună și vă cunosc că aveți capacitatea mai mare decât o faceți acum. Vă cunosc foarte bine. Eu știu că aveți capacitatea să duceți mai mult decât puteți dumneavoastră acum să duceți. Poftim? Nu, spuneți-mi mai tare că e bine să vorbim. Deci, știu că puteți să duceți sectorul ăsta și nu vă trebuie city manager și iertați-mă puțin. Ceea ce se întâmplă, poftim? Să nu râdă nici viceprimarul, că și ele devine. Deci problema e fermător. Sunteți doi oameni foarte bine, foarte bine puși la punct din toate punctele de vedere. De ce nu încercați să faceți amândoi echipă și să mergeți mai departe și să rezolvați problemele sectorului? Vă rog mult de tot, cer scuze că poate eventual e o adresare mai directă și așa și trebuie. Mulțumesc colegilor pentru problemele care le-au ridicat și să știți că mai sunt probleme și ar trebui să le discutăm împreună cu dumneavoastră și cu domnul viceprimar. Vă mulțumesc mult de tot și mă scuzați că am avut așa mai... Domnule primar? În momentul în care au fost o serie de proiecte. Astăzi am avut exemplu elocvent de reavoință, în primul rând, pentru că am solicitat în permanență o motivație, un argument logic, nu s-a prezentat absolut niciun argument. În momentul ăsta, domnul consilier face apel la unitate, la luptă. O să vedem și noi perioada următoare și cu igienizarea și cu salubritatea. A fost finalizat studiul de oportunitate pentru salubrizare, urmează să fie finalizat caietul de sarcini, va exista procedura legală de delegare de gestiune pentru acest serviciu. Nici mie nu-mi place și nu sunt mulțumit de aspect și de serviciile care sunt prestate.
Sunt motive obiective și motive subiective, nici acest gunoi nu vine din cer. Am solicitat și în ultima perioadă acțiuni și acțiuni comune și o acțiune mai concertată a poliției locale. Este materializată prin amenzi. Avem în permanență zonele sub supraveghere. Am de folos ne este și acest sistem de monitorizare video, inclusiv s-a început amendarea și prinderea acestor cetățeni care sunt certați cu normele de bun simț și sancționarea dânșilor. Cei care au fost surprinși pe camerele video. Sperăm în continuare să, eu știu, prin acțiuni și o mai bună colaborare între instituții să se rezolve acest lucru. Cu școlile, da, nici eu nu sunt mulțumit de întârziere nepermisă. Vom vedea care sunt măsurile pe care le vom lua în situația în care la 10 septembrie lucrurile pe 1 septembrie. Da, eu vorbesc, da, vom vedea măsurile pe care le vom lua. Da, doamna Popescu. Vreau să îl rog pe domnul director Dobrilă, poliția locală să circule mult mai mult în sector, pentru că începând după ora 10:30-11, eu mă cerc pe Dacia și pe Polonă cu indivizi care pun pungi și sași de gunoi la stâlpi. Să fie prezenți în tot sectorul, nu este să ne uităm doar pe camere și să dăm amenzi din birou. Nu, circulați, fraților, că aveți salariile foarte mari, chiar mai mari decât ale Ministerului de Interne acum. Și dați amenzi, pentru că poporul român nu atât poate fi civilizat. Că așa s-a întâmplat și în Germania, și în Elveția, și peste tot. Până când, nu știu, că au amenzi care să-i usture fundul, nu se întâmplă nimic, amenzi. Mai are cineva alte interpelări? Da, vă rog. Domnul primar, având în vedere că astăzi trebuia să aprobăm o nouă organigramă, după ce am aprobat-o pe ultima în februarie, când credeți că o să discutăm și noi împreună primul audit care s-a făcut la Direcția de Audit? Menționez că în aprilie, când am aprobat bugetul, ni s-a promis auditul la Direcția Socială a doua zi. Suntem în luna august și l-am văzut și până acum. Să începem cu auditul la Direcția Socială. Când o să putem să-l comentăm împreună? A sfârșitul anului? Am înțeles, domnule. Nu, eu vorbesc de auditul care s-a făcut în primăvară. Și trebuia să fie prezentat la buget. La buget vorbesc. Așa ni s-a promis. Să prezentăm, să primim auditul înainte de a aproba bugetul. Și am fost păcăliți că îl primim a doua zi. Și acum vreau să ne spuneți că îl primim la sfârșitul anului. Am înțeles. Așa o să lucrăm de acum înainte. Doamna Raluca Barbu? Nu este. O să primiți un răspuns de la... Când domnul primar, la sfârșitul anului? O să primiți un răspuns de la Direcția de Audit. Mai are că s-au făcut mai multe rapoarte de audit și n-am primit niciunul. Vreau să le comentăm împreună, ca să mai evităm ce s-a întâmplat astăzi. Aș dori să punctăm un pic și problema colectării selective a deșeurilor. S-a făcut ceva în acest sens? Pentru că România este foarte mult în urmă la acest aspect. Mulțumesc.
Există soluții, există firme care pot aduce containere specializate, există în momentul de față un foarte mare interes, am participat la anumite prezentări, este amuzant că e chiar o bătaie pe deșeuri, pentru că anumite industrii sunt forțate să folosească deșeuri, în sticlă, în hârtie și așa mai departe, și chiar sunt dispuși să ofere sume foarte mari numai să fie cineva să le aducă acele deșeuri. Deci, practic, există paradoxal un interes pentru aceste deșeuri, dar trebuie să le punem la dispoziție un cadru necesar. Mulțumesc! Proiectul care s-a demarat la primăria capitalei și am discutat împreună, acum o lună, s-a finalizat ceva sau încă în faza de discuții? Cu acele trei containere care trebuie să le primim și noi la sectorul 2. Ei pot să facă mâine, în 24 de ore, au spus. Problema este să vină ochiul de la primăria capitalei. Deci nu s-a finalizat nimic, asta e. Dar dacă îi punem să discute cu noi direct, pe noi nu ne costă niciun ban. Putem să le adresăm invitația să vină discute cu noastră, să, pentru că noi nu ne costă nimic decât ei... Am înțeles. Mulțumesc. Pe invitația o interpelări, vă rog. Din cei din sală? Atunci declar ședința închisă.